CFR amenință că strică sărbătorile românilor. Mii de oameni care vor dori să ia trenul spre casă riscă să rămână în gări. Asta pentru că angajații căilor ferate amenință cu greva, dar fără să specifice ziua în care vor începe protestele. Sindicaliștii spun că își vor înceta, în schimb, activitatea până după anul nou, dacă guvernul nu vine cu un plan solid de investiții în calea ferată. Aceștia mai susțin că până acum autoritățile le-au ignorat complet doleanțele. Dialogul nostru cu întreaga clasă politică, mai ales cu cei care astăzi formează guvernul, pare un dialog al surzilor, motiv pentru care am decis să informăm nominal fiecare parlamentar cu privire la situația căii ferate și nevoia urgentă de asumare a unui plan de salvare a întregului sistem feroviar prin asumarea unor decizii imediate și obligatorii, au transmis reprezentanții căilor ferate române. Ca să modernizeze sistemul, CFR are nevoie de un buget de peste 300 de milioane de lei anul viitor. Aproape 80 de milioane ar costa numai reparația vagoanelor vechi.